Obturația de canal este un tratament stomatologic ce poate să repare și să salveze de la extracție un dinte infectat sau care prezintă carii profunde când pulpa dintelui a fost extrasă. Pe baza radiografiei dentare, medicul dentist va evalua statusul dento-alveolar al dintelui în cauză și va stabili planul de tratament ce va include obturația de canal. Semnele care vă pot anunța că aveți nevoie de obturație de canal sunt: durerea acută în timpul masticației, sensibilitatea prelungită la rece sau cald, decolorarea dintelui, umflarea gingiilor și abcesele recidivante în dreptul rădăcinii dintelui respectiv. Pentru început, medicul stomatolog efectuează o anestezie locală și izolează câmpul operator cu o fâșie de cauciuc. Aceasta are rolul de a ține la distanță saliva și bacteriile, precum și de a evita înghițirea sau aspirarea instrumentelor sau medicamentelor. Utilizând diverse freze, instrumente rotative și soluții de irigație, medicul va crea o cavitate de acces spre camera pulpară. Cu instrumente speciale de diferite dimensiuni, utilizate treptat de la mic la mare, medicul stomatolog scoate vasele de sânge și nervii din camera pulpară. Îndepărtarea în totalitate a țesutului pulpar reprezintă o condiție obligatorie a succesului tratamentului de canal. După curățare și modelare, canalele radiculare sunt clătite și uscate cu hârtie absorbantă, apoi sunt obturate cu un material inert din punct de vedere biologic. Obturația canalelor are rolul de a preveni pătrunderea bacteriilor din cavitatea orală. Împreună cu materialele solide se utilizează și cimenturi. Acestea au rolul de a umple spațiul dintre pereții canalului și miezul solid, au acțiune antibacteriană, lubrifiază canalul și se pot observa pe radiografii. În primele zile după această procedură stomatologică, dintele este sensibil din cauza inflamației țesuturilor. Acest disconfort poate fi însă tratat medicamentos. Menținerea unei igiene orale corecte, vizitele regulate la medicul stomatolog, evitarea consumului de alimente și băuturi care deteriorează dantura sunt principalele măsuri de prevenire a infecțiilor și distrugerii danturii.